Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm poziția fundamentală în apărare. Basket. Tema se adresează clasei a 5-a, competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența a evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv evaluare Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv la clasa 5-a, anul 1 de instruire, se va urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 5-a, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice baschetului și anume prinderea, ținerea, protecția și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare, oprirea într-un timp, driblingul, aruncarea la coș cu una, respectiv două mâini, pivotarea, poziția fundamentală în apărare, deplasările cu pași adăugați, lucrul de brațe și jocul de picioare, demarcajul, marcajul, depășirea, apărarea om la om în apropierea coșului propriu, așezarea în atac în potcoavă, acțiunea tactică dă și dute, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc fault, pași, dublu dribling și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv basket, în limba engleză, basketball, basket coș, ball, minge. Minge la coș. Se joacă între două echipe de 5 jucători. Scopul fiecarei echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Terenul este un dreptunghi cu o lungime de 28 de metri și o lățime de 15 metri. Echipa în atac este echipa cu roșu și echipa în apărare este echipa cu albastru. Zonele de restricție. Sunt suprafețe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere și de liniile care pornesc de la linia de fund. Linia de aruncări libere trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă o lungime de 3,60 m. Zona semicercului no charge este marcată pe terenul de joc cu scopul desemnării unei zone specifice pentru interpretarea situațiilor de forțare-obstrucție care se produc sub coși. Linia aruncărilor de 3 puncte este situată la 6,25 m. Instalațiile coșului de basket. Panourile, coșurile cuprinzând mecanismul pentru diminuarea presiunii, inelele și plasele, structura de susținere a panourilor, inclusiv capitonajul. Inelul se găsește la o înălțime de aproximativ 3,05 m. Panoul. Are lungimea de 1,80 m și lățimea de 1,05 m. Inelul are diametru de 45 cm, o mince de basket are diametru de 24 cm și cântărește între 0,57 și 0,62 kg. Există diferite dimensiuni în funcție de categoria de vârstă și gen, feminin sau masculin. Poziția fundamentală. Asigură. Un echilibru stabil în timpul jocului, posibilitatea de a trece în cel mai scurt timp din situația de atac în cea de apărare și invers, o poziție inițială care favorizează executarea cât mai eficace a celorlalte procedee tehnice, un consum economic de energie datorită relaxării mușchilor care nu iau parte la mișcare. Poziția fundamentală în apărare poate fi joasă, medie și înaltă. Privirea va urmări atât mingea cât și adversarul direct. Trunchiul spatele este arcuit și ușor a spre înainte. Brațele întinse sau îndoite la nivelul articulației cotului se deplasează în funcție de acțiunile elevului atacant, palmele deschise orientate înainte, flexie la nivelul articulațiilor gleznelor, genunchilor, șoldurilor, tălpile depărtate la nivelul umerilor, eventual un picior puțin înainte. În funcție de situația de joc, elevul poate adopta o poziție derivată. Cu un braț sus pe partea piciorului mai avansat pentru împiedicarea aruncării la coș, cu un braț sus și celălalt lateral cu scopul de a intercepta pasa sau pentru a preveni o depășire. Metodica învățării. Structurile de exerciții vor urmări găsirea poziției optime pentru stabilirea bazei de susținere și a echilibrului corpului. Exerciții pe loc. Imitarea poziției fundamentale în altă, medie, joasă, fără sau cu mișcarea brațelor. Din poziția fundamentală, dezechilibrări în diferite planuri, sărituri pe loc cu aterizare în poziție fundamentală fără sau cu schimbarea planului de aterizare, alergare rapidă pe loc, jocul de picioare cu oprire la semnal în poziție fundamentală, exerciții din deplasare, diferite variante de deplasări, mers alergare cu oprire în poziție fundamentală, mers alergare 3 sărituri cu oprire în poziție fundamentală fără sau cu schimbarea planului de aterizare. Greșeli frecvente Privirea nu urmărește concomitent mingea și adversarii din apropiere. Brațele sunt crispate și rigide, statice. Poziția trunchiului este dezechilibrată, greutatea corpului este repartizată inegal pe cele două tălpi, tălpile sunt prea depărtate sau prea apropiate. Mulțumiri elevilor de la Clubul Sportiv Fly OC Constanța, întrumați de profesorii Cătălin Oprea și Cristian Cocuz. Cred în educație. În educație fizică și sport cred